Vasluienii susțin că măsura este binevenită și asta deoarece se întâmplă tot mai des ca salvatorii să devină victime. Aici chiar trebuie să fac și închisoare, chiar dacă nu. Trebuie făcut o ordine, nu se poate atâta timp cât trebuie să vii, da, vin pentru un caz. Vii să ajuți pe cineva și în loc să-l ajuți ca să... Deci e firesc că sancțiunea dură Da. E firesc să fie sancționat. Poate ești tu în felul ăsta ne mai disciplinăm. Nu-i corect. El învăță carte, el îți spune care-i... Dar nu-i corect așa, dar dacă sunt și oameni din ăștia... Ar trebui sancționat cel care lovește un medic de pe ambulanță? Sigur, da. Păi da, cum, dar el își face serviciu. Până în prezent, legea prevedea sancțiuni minore pentru cei care deveneau violenți cu personalul de pe ambulanță. Actualmente, maxim 2 ani de zile se poate primi închisoare. Proiectul de lege prevede 2 ani maxim pentru doar simpla agresiune verbală, dar mergând până la 12 ani de închisoare pentru vătămare corporală gravă. Vreau să vă zic că este o măsură benefică și dacă s-ar aproba această lege, ar fi foarte bine pentru personalul care lucrează în prespital, de multe ori confruntându-ne cu astfel de situații. În județul Vaslui, tribunalul a decis într-un singur caz de agresiune închiderea vinovatului. Acum un an am avut un caz în care personalul de pe o ambulanță, atât medic cât și asistentă, cât și ambulanțieri, au fost agresionați atât fizic, atât verbal cât și fizic, au distrus și aparatura. S-a judecat aproximativ un an de zile, dar din fericire s-a soluționat cu o perioadă de închisoare, o închisoare cu executare de 5 luni de zile pentru respectivul vinovat, inclusiv plata aparaturii stricate. Legea a venit cu o completare și pentru medicii din spitale. Aceștia vor fi și ei protejați de eventuale agresori.